Avem un invitat special la masa juriului, deci trebuie să avem unul și pe scenă. Doamnelor și domnilor, aplauze pentru invitatul special de astăzi, Cristi Manulescu! Bună seara, bună seara, bună seara, bună seara, sărămâna Delia, sărămâna Nicoleta, salut băieți! Bună seara, după sărămâna ne-am dat seama. Salut băieți! Despre alcool vreau să vorbesc în seara asta. Ah, bun! Ai nimeni pe subiect. Ia să vedem. Bine, știu că e un subiect sensibil, să destramă familii, mor oameni pe șosele, nu despre asta e vorba. Nu vreau să mă transform în avocatul bețivilor, eu am să vorbesc doar din punctul meu de vedere. Am mai gustat. Am mai servit. Ei, câteodată ca mult că m-am mai spălat pe dinți cu spumă de ras. Am mai ajuns acasă ruptă în gură dimineața la 3, am băgat cheia, nu și-am învârtit și-am sunat mecanicul. Băi, nu pornește, da? Se mai întâmplă. Eu beau alcool doar lunea. Asta e singura mea zi liberă și atunci beau fie o sticlă de vin alb, fie o sticlă de vin roșu, în funcție de ce mănânc. Iar la sticla de vin e următoarea problemă. Atunci când o deschizi, pentru că are acel... Problema cu acel... este că par covă pe nevastă mea prin casă cu... și vine și îmi zice... Te-ai pus pe ea. Bă, nu cred că e atât de mult o sticlă de vin pentru un bărbat. Sunt 3 pahare. Am văzut femei care se uită la o sticlă de vin, cum mă uit eu la o fiolă de calciu, de algocalmin, de aia de-i rup gâtul, o pui în linguriță, jap! Și tot pe noi ne faceți bețivi. Dar am auzit că există bărbați care, eu n-am întâlnit și sper să nu întâlnesc, bărbați care deschid o sticlă de vin, bea un pahar și gata. Ce înseamnă asta, mă? Ți-a dăruit viața o sticlă de vin? Cum dormi tu cu capul liniștit pe pernă când știi că în bucătăria ta e o sticlă de vin 3 sferturi plină? Eu dacă am o sticlă de vin, beau o sticlă de vin. Și îmi pare rău că s-a terminat, păstrez dopul, mai miros prin casă. Și ăștia beau un pahar și gata. Băieți, mai țineți minte când eram mici? Jucam fotbal. Și la un moment dat când primea pase copilul care deținea mingea, o lua la sub braț și pleca acasă. Și noi rămâneam, ce face ăsta, mă? A zis mama să stau doar o oră, ăștia care beau un pahar și gata. De acum, băieți, între noi fie vorba, e o chestie pe care doar noi o știm, pe care eu încă nu mi-explic în totalitate, și anume faptul că, bă, odată la 2-3 luni ne facem praf. Doamnelor, e menstruația noastră, dacă vreți. Vin odată la 2-3 luni, durează pe o zi, vă rugăm să ne înțelegeți. Plus că, nu știu cum dă matematica în dumneavoastră, doamnelor, tot timpul când pune mâna pe câte o sticlă, ca mea vine la mine, bă, iubire, de cât timp ne știm noi, mă? De 15 ani, da? Și începe cu matematica. 15 ani, ori 52 de săptămâni cât are anul, ori o sticlă de vin pe săptămână, ori 40 de lei sticla de vin, sunt 312 milioane. N-ar fi vrut și... Fără calculator, n-ar fi vrut și ficatul tău să meargă într-o vacanță de 312 milioane? În Antarctica mergeam! Zic, da, în Antarctica. Stai așa că știu și eu niște matematică. De 15 ani, da? În 15 ani, m-ai dus la 100 de nunți, că ai neamul mare și mulți colegi pe la serviciu? 100 de nunți! Ori 100 de unghi, ori 100 de gene, ori 100 de sprâncene, ori 100 de rochi, ori 100 de pantofi, ori o brad frumos. Pune-mă pe nuntă 7 milioane, fără dar, sunt 700 de milioane. Mergeam în Antarctica, ne cumpăram casa acolo. Cumpăram toate iglurile alea. Și apropo de Antarctica, vezi că am băgat niște gheață la congelator. Dacă s-a întărit jumate din jumatea, pe dă-i drumul de aici cu matematica ta. Bine, acum zic eu așa că nu e aici, că acasă... Băieți, ați văzut diferența dintre atunci când te duci să arunci gunoiul și atunci când te duci să-ți cumperi o bere? Plutești. Viața e frumoasă. Poate să plouă, mă, pe ei de Adidas noi, am un scop, în sfârșit fac ceva cu viața mea. Mă duc să-mi iau o bere, bă! M-a nimerit pe subiect.
Până la magazin am de traversat și o stradă, ajung la zebră și invit eu mașinile. Trece-o, nu mă, ești bine dispus. Cu cât ajung mai târziu, cu atât o găsesc mai rece. Nu-i niciun fel de problemă. Doamnelor, eu am ajuns la următoarea concluzie. Cu cât ai mai mulți prieteni, cu atât ai ficatul mai mare. Pentru că noi nu vrem să bem, dar ne sună câte un prieten. Știi, bă, joi la terasă, de la ora 9 vine toată gașca. Bă, nu pot, nu sunt în localitate. Și crezi că ai scăpat. Dar n-ai scăpat. Că te sună alt prieten pus de primul. Sclavule! Te ține aia în casă, bă. În halul ăsta ai ajuns, băi, Panaramo, ce ești? Și n-ai cum să rezici la telefonul ăsta, că-i mândria ta de bărbat. Nu, e, mă, veneam oricum, am zis eu așa, ce? Și pleci la terasă. Ce-ți zici înainte să pleci la terasă? O bere. Nu mă mai întorc. Beau două beri și gata. Așa începe întotdeauna cea mai cruntă beție. Pentru că acel și gata nu e zis de tine, e zis de subconștientul tău care știe cât de animal ești în asemenea situație. Da. Pentru că tu după ce bei berile alea două, nu mai ești omul de dinainte care a zis beau două beri și gata. Ești omul care o să zică, ce bă, eu somn de două beri? Ospătar! Ia vină cu acei. După două beri încep și glumele, știi? Uită-te la sticla asta. Sticla asta... E cum era aseară când m-am dus la ea, măsa astuia care m-a chemat la terasă, goală, bă! Da, e așa, cât suntem? 6? A, dă 30, plătesc eu de ledreacu. Și după aia, cu puțin noroc, ajunge acasă. Și ea e acolo. Și te întreabă unde ai fost. Știe, dar vrea să afle... Că te vede rupt în gură, dar nu te crede. Că eu nu cred că prezentarea aia de modă, mersul ăla pe catwalk, a fost inventat la ideea vreunui designer. Eu cred că prima dată când s-a inventat cortina, erau niște coriste, niște fete care nu vedeau publicul. Și a ieșit una. Ce e fata acolo? Niște oameni se uită la noi. Du-te, fă, că nu te crezi, stai așa, că mă duc și... Asta a fost intenționat. Și vă rugăm frumos, doamnelor, dacă bem sâmbătă noaptea, terminați-vă cu aspiratorul duminică dimineața la 7, că nu se ascunde praf. Nu începe popa să cânte în biserică, a mea umblă cola prin casă. Te doare capul? N-ai băut mult, dar n-ai mâncat. Ai dreacu de bețivi, dreacu, ce nimic? N-ai băut mult, nu. N-a dus Moș Crăciun cadouri cât ai turnat un în tine aseară. Terminatule, ce ești? N-a scuipat mărgelatul semințe de câte ori a schimbat la butoiul cu bere pentru voi la terasă, idioților ce sunteți. Nu mi-e frică de băutură, n-am nicio problemă. Dacă e nevoie să mă abțin, mă abțin până la revelion. Știu că dacă o să beau prea mult, nu o să mă iau la bătaie cu lumea. Nu o să mă urc la volan, dar întotdeauna o să-mi fie frică de următoarea situație. Bei noaptea, te faci praf. Te trezești a doua zi, te doare căpățâna. Pipă-i să vezi pe unde ești. Primul lucru care îți vine în cap este telefonul. Ce-am postat și cu cine m-am certat. Și de cele mai multe ori când îl iei e și când l-am spart. Mulțumesc frumos pentru invitația. Iumor, seară faină! Pa, pa! Super! Și Costel Pachelu, să rămână domnișoarelor! Oh.